Salutare lumea, sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră terminată de Minecraft. Dacă mai doriți episoade, v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe acel buton de like și astăzi o să ne jucăm o hartă de parcurs, pentru că nu ne-am jucat de foarte mult timp o hartă de parcurs. În sfârșit revenim cu seria aceasta și știu că mulți dintre voi mi-ați cerut în comentarii să mai facem episoade din epoca minerilor, dar pentru asta se numește epoca minerilor, pentru că nu poate fi un singur miner. Trebuie să-l așteptăm pe Max să intră la calculator, pentru că cine știe cu ce este ocupat, poate citește, poate învață, nu o să-l deranjăm. Dar până atunci, priviți episoadele acestea și bucurați-vă de ele. Haideți să vedem despre ce este harta aceasta. Haideți să citim și noi puțin pe aici despre ce este vorba. Be sure to record your speedruns. It feels better to finish. Cheat are not allowed. However, try not to use them. Sigur? This sign is supposed to be here. Ce? Ready to start? Click here. Reach the top se numește harta, apropo. Start the map. Start map, de fapt, rules. Do parkour, get to the top. Îmi plac regulile, scurte și la obiect. Boom. Deci asta este harta. Go. Aha, ok, credeam că e ceva cinematic. Oh, shit. Mă sperie sound-ul ăsta. De aici nu știu unde trebuie să sar. Pe chestia asta, nu? Sper că nu o să înceapă să urce lavă, că o să mă cac pe mine de frică. Nu îmi spune că urcă lavă. Doar ce am spus ceva de lavă și am auzit lavă acum. Și nu pot să fac primul jump, pe bune? Are you fucking kidding me? Sunt destul de sigur că acolo trebuie să sară, adică nu mai văd nimic în jurul meu. Altceva. Dar pe bune, așa începem cu un jump atât de complicat, adică pana mea. Ia, hai să ne uităm un pic mai bine în jurul nostru, că poate privim totul greșit, dar nu. În altă parte nu avem unde. Trebuie să sărim direct aici. Ok. Putem face și noi jump-ul acesta? Adică nu cred că am jucat o hartă până acum să mă blochez la primul jump. Ce-i cu jump-ul ăsta, frate meu? Dar măcar este posibil, adică vin două blocuri. Trebuie să trec două blocuri, așa, și să mă prind de scara aia. Oh! Când m-am prins puțin de scară... Fraților, e imposibil. E foarte greu. Boss. Just prinde-te de scară, folosește-ți mâinile la cele... Îmi pare rău, dar harta începe de aici. Scuzați-mă, dar nu credeam că o să bag vreodată game mode de la primul jump ever. Ok, continuăm. Nu se putea așa ceva, frate. Îmi pare rău, nu puteam să rămân blocat la un amărât de jump. Nici n-am început bine harta și eu rămăsesem blocat la ăla. Dar nu cred, mă, că e făcută harta asta din jump-uri atât de grele. Uite-te și tu acum unde trebuie să sar. Pe slime blocul ăla. Ok, bun. Și de aici. Cred că trebuia să sar acolo, da, bun, am greșit puțin. Nu-i nimic. Încercăm. Nu cred că am jucat o hartă mai grea de atât. Mai încercăm o dată jump-ul ăsta, în caz că am avut noi ghinion de 500 de miliarde de ori. Nu! Nu se poate așa ceva, nu cred. Cum am făcut? Ok, bun, ok, ok. Ok, bum. Și am sărit aici și de aici. Și de aici, aici și de aici. Ca să vă imaginați, dacă făceam totul ăsta pe survival, până ajungeam aici, filmam 20 de minute și aici se termina episodul. Adică nu cred că voia să vedeți așa ceva. Continuând. Haide să continuăm. Holy fuck, nu credeam că să joc o hartă atât de grea. Și nu înțeleg cum am ales-o. Cum am ales eu o hartă atât de grea. Aici ar trebui să ne dăm seama unde sărim.
Nu știu dacă trebuie să stai pe asta. Ia să ne uităm mai atent, deci de pe ăsta, pe ăsta. A, poți să sari. De o săritură de 4 blocuri, adică ok, bun, am reușit-o. Hai că nu e, n-a fost chiar atât de greu. Bun, bun, a fost ok, bun. Continuăm. Totul merge bine. Aici e un bloc invizibil. Aici în niciun caz n-ai cum să sari. Dar poți să sari aici. Ok, bun, bun. Continuăm apa, bun, bun. Totul merge bine. De aici trebuie să sărim pe chestia aia, pot să dau cu capul de chestia aia, știu, dar bă, sunt pe survival, apare numia din viață, deci e perfect. Dacă nu am murit, n-am murit. Așteptăm să se stingă și flăcările din mine, pentru că nu pot să continui parcursul așa. Wow, deci sunt oarecum surprins că nu puteam să fac niște jump-uri. Adică atât de... Holy fuck, nu știu ce e acolo sus. Ok, nice. Hup. Hup. Fuck, ok, bun. De ce harta este făcută numai din blocuri de 4 sărituri? Nu, din blocuri de 4 sărituri. Efectiv am zis pe invers. Din sărituri de 4 blocuri. Ok. Efectiv toată harta e așa. Mai puțin jump-urile astea, dar... Ok, bun, bun, bun. Ok, bun. Ok. Hai, Cristi, concentrează-te! Nu! O să mor. O să mor de nervi cu harta asta. Nu îmi vine să cred ce-i cu... Mă! Și mă duc din ce în ce mai jos. Mă duc din ce în ce mai jos. Așa ceva. Ok, 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 bun. Puteam să aleg și eu o hartă de 100 de ori mai simplă. Dar nu! Am preferat să o aleg pe asta, care e foarte, foarte, foarte grea. De aici unde n-ai ar trebui să sar. Nu văd nimic. A, pe blocul ăla. Bun. În sfârșit, mă bucur că nu am băgat game mode pentru pentru a îndeplini acest level, nivel și level combinat. Ați înțeles voi? Doamne, unde trebuie să sărim? N-am nicio idee ce fac aici. Dar mi-încerc norocul peste tot, adică nu văd altă oportunitate. Deci, bun, o să sărim aici. După venim pe aici, pentru că acum putem sări pe aici. Nu. Aha, am înțeles. De pe asta trebuie să sărim direct pe aia. Nu! Mamă, ce am zis că mă duc direct jos. Atât îmi trebuia. Atât îmi trebuie. Frat. Nu. 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 Ați văzut și voi ce am făcut. Vai de capul meu. Ok. Ok. Mapa asta îmi dă durere de cap. Nu. Doar fii și tu mai ușoară. Hartă idiotă. Fii mai ușoară. Atât îți cer. Dar nu poți să sari de aici acolo, nu? Nu cred că e posibil. Ia să sărim de pe ultimul centimetru. Uite, automat te împingem. Nu se poate. Ia. Ha. Vreau să analizez mult mai bine situația. Să văd ce puteam să fac în situația asta. Aici nu pot să sar. Aici nu pot să sar. Pe blocul acesta nu ai cum să ajungi decât de pe ăsta și... Știu că
nu m-am dat de pe creative, dar uitați-vă și voi ce e în jurul meu. Adică cu ce mă confrunt eu în secundă? Stai, unde eram? Deci eram aici. Pe cealaltă parte de aici. Trebuie să sărim acolo. Uitați-vă și voi cu ce mă confrunt. Dacă făceam chestia asta pe survival, era madness. Ok, bun, 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 bun. Ați văzut puțin că acolo că am zburat, dar vi s-a părut. Zdrang. Nu, deci chiar îmi pare rău. Dacă vă deranjează cumva în vreun fel că bag game mode, fac parcursul ăsta cu game mode, nu știu, încercați și voi harta. Ați văzut și voi cum se numește harta. Get to the top sau get to top. Dacă vreți puteți să o încercați. Ăștia care probabil spuneți, de ce nu o faci pe survival? Încercați-o pe survival și să mă anunțați cam în câte ore o terminați. Pentru că ce e aici, n-am mai văzut. Credeți-mă, nu am mai văzut. Wow. Încerc să nu mor de nervi și să-mi sparg monitorul, dar ok. Aha, aha. Eu analizez puțin harta, cam de câte ori cad în locurile astea. Și dacă era să fac harta aceasta pe survival, cred că până acum ajungeam la 3 ore. 3 ore minim, clar 3 ore. Uite-te și tu de câte ori cădeam, până mă întorceam, până mai făceam asta de 7 ori și într-un fel reușeam, într-un final. Ok, ok. Bun. Bun, am picat aici. Nu știu dacă e posibil jump-ul ăsta sau dacă trebuie să ajungem acolo, dar posibil. A, bă, nu, deci pe acolo am venit. Deci putem măcar să stăm aici? E măcar posibilă chestia asta? N-am nicio idee. N-am nicio idee cum ajunge aici. Să spunem că bun, ajunge aici. O, Doamne, Doamne, îmi vine să mor. Deci chiar îmi vine să mor. Ia să vedem. I have no fucking clue cum trebuia și pe unde trebuia să ajungi. Presupun că am greșit calea. Trebuia să ajungi prin altă parte. Cred că trebuia de la bun început să faci săritura asta. Exact. După o făceai cumva pe asta. Și nu, nu e adevărat. Tot nu știu cum ajunge aici, dar ok, se pare că am ajuns. Acum ok. Deci bun, ajunge aici. Încerc să analizez tot, să nu spuneți că fac harta asta numai pe creative. Măcar să văd cum faci jump-urile de aici. Pe ce te urci acum prima dată? Prima și prima dată. Nu văd cel mai apropiat bloc pe care ai putea să te urci ca să ajungi pe ăsta. I don't fucking know. I don't fucking know. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Practic e posibil jump-ul. Practic e posibil jump-ul, dar uite-te și tu când ai așa ceva. Sau cine știe, poate nu e posibil deloc jump-ul. Bă, dacă e cineva pe YouTube-ul ăsta și trebuie să fie, pentru că nu e posibil. Dacă e cineva pe tot YouTube-ul ăsta care face harta asta legit pe survival, props to him, nu știu cine ar putea să facă așa ceva. Hei, hei, am ajuns la suprafață, oho, cred că asta a fost harta, nu? Dacă am ajuns aici. Hai să vedem cine așteaptă. Niște căsuțe, o nebunie.
Continuă harta, presupun, de pe aici, nu? E un bloc acolo complet random. Dar haide să ne urcăm pe cea mai mică chestie. Uite așa. Bun. Trebuie să începem cu cei mai mic. Sau, bun, deci și asta e o variantă. Și asta e o variantă. Hoho, da, cojones, fiți atenți. Bun, 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 foarte frumos, foarte frumos. De aici pe copăcel, dar trebuie să facem jump-ul. Bun, bun, bun. Și de aici acolo, și presupun că dacă am ajuns acolo, am terminat harta, nu? Stai boss, stai boss. Nu! Stai boss, stai boss, stai boss. Ho! Nu, nu! Mi-a dat levitation și nu știam ce se întâmplă și... Aaaa, îmi vine să mor! Holy fuck, nu cred de unde am căzut și ce s-a întâmplat. Mi-a dat levitation și nu eram pe fază și am... Mamă, 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 mamă. Ok, bun, haide. Bun, 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 bun. Pe ce trebuia să pic, pe ce? I don't fucking give a shit, scuze frații mei, dar I don't fucking give a shit. Ia să vedem. Pe ce trebuia să ne ducem? Pe asta? Ia să încercăm. Nope, 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 nope. Ok, bun, am picat iar pe ăsta. Presupun că pe norișorul acela. Hai, să-i dăm în față, să-i dăm în față, să-i dăm în față. Bun, bun, bun. Foarte frumos, foarte frumos. Foarte frumos, ok. Foarte frumos. Ok, ok, ok. Oh, eram sută în mie, sută în mie. Mie în sută, sigur că o să cad, dar m-a salvat un bloc acolo. Asta e săritura, dar la pariu că o să cad, pentru că ori dau cu capul de aia, ori se întâmplă ceva. Încercăm iar. Mă doare capul. Chiar mă doare capul. Îmi dă durere de cap harta asta. Sănătate, Duțu. Îmi dă mari dureri de cap harta asta. Wow, și pe creativ nici măcar nu mi-au avânt de ăla cu jump și fac jump aproape perfect. Bă, pe creativ mi se pare că nu ai mult mai mult speed, dar reușești jump-urile, adică nu te mai împiedici. Știi ce zic? Pentru că Minecraft e, chiar e chestia asta, te împiedici. Nu se vede cum te împiedici sau nu arată, dar îți cade din speed. Și it's a real thing, în caz că nu știați. Am înțeles, bun, deci trebuie să facem portalul, dar cum iau ăsta de aici? Yo, brother. Brother. Ce e asta, bossule? Cum iau nebunia asta de pe jos? Spuneți-mi ce ar trebui să fac acum. The fuck? Nu știu ce fac, dar dau cu pumnul pe survival și se distrug blocurile astea. Ce-am făcut, nebunule? Oh, am stricat harta. Nu e ok. Bun, o să facem noi portalul, ai. Pentru că nu mai înțeleg ce se întâmplă. Hello, și am făcut portalul, hai să intrăm și în el, că ce pana mea. Remote gateway, bineînțeles, nu s-a terminat harta. Continuă teroarea.
Teroarea continuă. Și de aici. Aș, ăsta e un șucrăr de ăsta. Zdrang, sărim. Bum. Bum. Ok. Concentrare maximă. Concentrare maximă. Nici nu mă mai uit în spate. Nici nu mai vorbesc. Concentrare maximă. Ok. Nu! Haide, mă, bă, mă descurcam atât de bine. Tu-ți bagi joc de... Haide, mă, bă, frate, cum să nu te oftici în situații de genul? Mă descurcam atât de bine și... Pam, bă, ce frustrat sunt, bă, nu cred. Sunt atât de frustrat în secunda de față. Uite-te și tu. Cred că trebuie... Ia. Cum reușeam asta pe survival sau când o reușeam, nu mai eu știu. Ok. Ok, am ajuns, am terminat harta, că nu vreau să, nu vreau să o las așa și chiar... Frate, ce-i cu jumpurile astea? Spuneți-mi voi mie dacă sunt eu nebun sau harta asta chiar e ușoară, adică e... Nu cred că sunt eu nebun. Mamă, cum ar fi să cazi acolo? Ok, portal, în sfârșit, gata. Oh, bineînțeles că trebuie să urcăm și copacul acesta, că nu era destul de lungă și de grea harta. Dar hai că pe ăsta îl terminăm repede, repejor. Sigur. 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 Fraților, deja nu mai am chef. Nici nu înțeleg de ce am seria aceasta cu Minecraft Parkour. No, chiar nu se poate. În primul rând o să mă uit asta mai așa, pentru că am observat că ieșeam puțin din cadru. Ok. Deci nici nu știu de ce am seria asta. Uitați-vă și voi ce hărți aleg. Bă, zici că le fac intenționat, adică complet din greșeală. Eu mă duc pe Minecraft Maps și aleg o hartă bună acolo pentru episod. Bă, și dau de niște hărți. Uitați-vă și voi, în ultimul hal sunt hărțile astea. The final stage. Că nu era destul de lungă harta. The final stage, mă, bă, acum ai the final stage. Niciodată nu știi când este the final stage. Dar acum avem un sign care ne confirmă că este the fucking final stage. Deci ar trebui să fim în siguranță. Dă-te în pana mea, nu, nu, urc, urc, nu. Vreau doar să o termin. Vreau doar să o termin. Nici nu mai vreau să mai stau la discuții. Vreau doar să o termin. Spuneți-mi dacă sunt eu nebun, dar să pui săritură după săritură de 4 blocuri, eu nu o să mai joc hărți de genul de acum. Uite-te și tu de câte ori cădeai acolo jos și... Cred că toată harta aceasta o faci în 12 ore. În 12 ore cred că o faci. Legit. Aici, it's around this corner. Auzi. Da. Luckily, if you miss this jump, you land on iron bars. Or maybe you won't. Depends on how long you press W.
Mamă, mamă, vă dați seama de câte ori cădeam pe harta asta? De câte ori cădeam și pierdeam? Finally, the end. Oh, hartă jegoasă! Nu înțeleg de ce am început eu să joc. Ana, stai puțin că nu. Stai așa că nu e chiar așa. Aici un perete invizibil. Nu trebuie să fie pe aici un bloc invizibil? Ba da, cum să nu? Cum să nu? Uite că l-am găsit. Și unde era? Aha. Că nu era de ajuns, din nou, nu era gata harta dacă nu mai făcea asta. Bla bla bla. Map completed in 2 hours 35 minutes. Nu înțeleg de ce am citit în engleză. În 2 ore 35 de minute și 57 de secunde. By I just won life. Da, tu doar ce ai câștigat viața, dacă chiar este harta creată de o fată și chiar a terminat-o în 2 ore jumate pe survival. Felicitări! Chiar ai foarte, foarte mult timp liber. Eu n-aș fi putut să fac așa ceva nici în 12 ore. Thanks for playing! Probabil o luam razna. Ajungeam la nebun dacă făceam asta, să fiu sincer. Bă, fraților, cam atât a fost cu acest episod de Minecraft Parkour. Cred că o să mă las de seria asta, decât dacă găsesc hărți mai ușoare, pentru că așa ceva nu o să mai joc niciodată. Ascultați-mă la mine, nu o să mai joc așa ceva niciodată. Eu am scris Cristi și ne revedem data viitoare, pa, pa.